Bun găsit! 8 dimineața, e frig, e decembrie, e ploaie. Sunt la Slatina, la școala gimnazială George Poboran și imediat o să intru în școală, la oaltă cu elevii. Școala asta are o particularitate, o să vedeți imediat, că intrarea asta este atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Țineți minte că atunci când eram noi la școală erau două intrări separate și pe cea a profesorilor nu aveai voie să intri? Aici lucrurile se schimbă un pic, pentru că e nevoie să construiești încredere între profesori și elevi. E nevoie să îi pui la un loc. Așa funcționează școala încrederii despre care eu o să vă povestesc astăzi. Școala gimnazială George Poboran din Slatina este o școală unde lucrurile se fac un pic altfel. Pe pereți te așteaptă mesaje de încurajare, profesorii te salută ca pe TikTok, ai zone instagramabile, poți ține ore, ba chiar poți ține și locul directorului. Ți se spune te iubesc și nu notele sunt cele mai importante. Toate sunt parte din programul Școala Încrederii. În momentul în care eu am preluat această funcție, școala se afla pe un trend descendent. Și numărul de elevi și numărul de clase scădea continuu, nici rezultatele de la evaluările standardizate nu erau cele mai grozave. Și am considerat că se impune o schimbare, iar această schimbare trebuia să pornească de la schimbarea mentalităților. Odată cu intrarea în programul Școala Încrederii, schimbarea a fost excepțională. Nu numai că o școală de cartier a ajuns cea mai bună din județul Olt, dar toate ratele de promovare sunt 100%. Școala Încrederii este un program fondat de Ruxandra Mercea. Ea spune că putem educa și altfel în România. Miracolul care mă mișcă pe mine și pe echipa de la Cluj de data aceasta e să ajungem să avem școli, adică profesori, directori, personal administrativ, căruia să-i pese de fiecare copil din școală. Și mai departe de ce înseamnă să-i pese de fiecare, să nu conteze numele de familie, să nu conteze etnia, să nu conteze vârsta, să nu conteze unde e în catalog sau ce note are, ci fiecare profesor să poată să-l vadă pe copil pentru cine este și cine poate deveni ca om. Prietenie, armonie, relaxare, ritm, o cadență, copii mai fericiți. Foarte mult a mers pe schimbarea în bine, adică să avem într-adevăr la școală să ne placă, să venim cu drag. Copiii să fie mai responsabili, să aibă inițiativă, iarăși un lucru foarte important. Până la urmă să ajungă să-și formeze propriul proces de învățare. Învățăm să nu ne comparăm. Niciodată eu nu le spun copiilor notele în plen, dar o fac de mult asta, nu știam că e o deprindere, dar nu le spun copiilor, este doar pentru mine. Nu suntem în competiție, suntem împreună la școală, să învățăm împreună. 204 școli sunt înscrise în Școala Încrederii și 170 pe lista de așteptare. Și niciun ban public, totul se face cu bani privați, din donații sau de la companii. Dar este ceva mai important aici. Și ce să pună la modul propriu acolo? Bilețele sau? Cu aprecieri. Nu cred colegii. Așa ceva. Serios? Ba da. Nu cred așa ceva. Deci să... Pot să mă uit? Sigur că da. Trebuie să văd asta. Aici. Ai crescut niște copii minunați. Mulțumesc!